Inspirați poate de succesul lui David Popovici și visând la performanțe în acest sport, elevii care fac cursuri de not spun că, indiferent de motivul ales, în notul este bun pentru orice vârstă. Am ales în notul pentru că ne ajută în viața de zi cu zi. Cine știe când ajungem în situații unde o să trebuie să notăm și dacă nu știm, nu o să fie prea bine. Și din plăcere? Da, pot să spun că e unul din sporturile foarte relaxante într-un fel, adică nu mi se pare un sport intens, mi se pare ceva plăcut. Mi-am dorit să fac not pentru că este un sport pe care trebuie să-l știe toată lumea. Este în caz de situație de urgență, de ceva, trebuie să știm să notăm, să ne salvăm viața. Pentru o dezvoltare armonioasă, pentru disciplinare, să zicem, și, bineînțeles, pentru activitatea sportivă în sine. Mi se pare că este un sport care dezvoltă toate grupele de mușchi. Bazinul de note la Colegiul Național Carol I a fost renovat și a beneficiat de o investiție de aproape 600.000 de euro din partea primăriei Craiova. A fost inaugurat în ianuarie 2020 și închis pentru că nu a fost găsită o formulă de funcționare. Ulterior, primăria a dat o dispoziție ca școala să-l poată administra printr-o asociație. A fost un efort susținut și ne bucurăm în sfârșit că reușim să primim toți elevii din Craiova la cursurile de not. Orice profesor, orice antrenor caută în cadrul colectivelor cu care lucrează și eventual performeri. Deocamdată, prin asociație se organizează cursuri de începători, intermediari și cursuri pentru avansați. Evident că dacă antrenorii pot identifica pe parcursul cursurilor de not eventual copii capabili de performanțe, putem organiza în viitor și grupe de performanță și eventual să participăm la competițiile sportive. Instructorii spun că practicarea notului aduce multe beneficii. Salvarea de la nec. Cineva a mers pe margine, în jurul unei ape, a fost împins, trebuie să știe să se salveze, da? Adică se duce la fund, cum se sprijină, cum se ajută ca să iese, da? După aceea eu zic că agrementul, distracția, mai este partea medicală la persoanele care suferă de anumite probleme medicale și nu să nu uităm performanța. Adică acolo cine își dorește și poate și are aptitudini, de ce nu? Până să ajungem la performanță, aș vrea să vă întreb cum vă simțiți când din mâinile dumneavoastră ies poate viitor campion, la un moment dat? Foarte, foarte bucuros. Adică nu ai cum, când crești un copil, când îl ajuți, când vezi cum vorbește, cum se mișcă, te întreabă, e bucuros, te ia în brațe. După aceea vezi că ce i-ai arătat tu, el a făcut și cu atât mai mult a obținut și rezultate. Foarte bucuros, mândru. Bazinul de not de la Colegiul Carol I a fost construit în 1978 într-un corp de clădire separat de imobilul central și mulți ani a fost bazinul unde erau organizate ore de not pentru elevii liceului, dar și pentru toți cei care doreau să practice acest sport.